Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. De câte ori te-ai gândit că ar fi minunat să-ți vorbească Dumnezeu? În marea Lui milostivire, în marea Lui dragoste, în marea Lui bunătate, Dumnezeu nu se lasă nedescoperit, ci astăzi ți-a pregătit un cuvânt spre zidire și mântuirea sufletului tău. Haideți să fim cu luarea minte la cuvintele Lui. Apostolul și Evanghelia de marți, în săptămâna a 25-a după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din epistola a doua către Tesaloniceni, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, mărturia noastră către voi a găsit crezare, pentru aceasta ne și rugăm pururea pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa și să împlinească cu putere toată pornirea voastră spre bunătate și orice lucrare a credinței voastre, ca să se preaslăvească în voi numele Domnului nostru Iisus și voi întru El, prin harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. În privința venirii Domnului nostru Iisus Hristos și a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă clintiți de grabă cu mintea, nici să vă spăimântați, nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a și sosit. Evanghelia de marți, în săptămâna a 25-a după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Luca. Zisa Domnul, cine este oare iconomul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slujitorii săi ca să le dea partea lor de grâu la timpul cuvenit? Fericit este slujitorul pe care stăpânul lui îl va fi găsi făcând așa atunci când va veni. Adevărat vă spun vouă că îl va pune peste toate averile sale. Dacă însă slujitorul acela va zice în inima sa, stăpânul meu zăbovește până să vină și va începe să bată pe slujitor și pe slujitoare, să mănânce și să bea și să se îmbete, va veni stăpânul slujitorului aceluia în ziua când el nu se așteaptă și în ceasul când el nu știe și îl va tăia din dregătorie și îl va face părtaș cu necredincioșii. Acel slujitor care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi cumplit bătut. Iar cel ce nu a știut și a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătut mai puțin, căci oricui i s-a dat mult, mult se va cere de la el, și oricui i s-a încredințat mult, se va cere de la el și mai mult. Fă astăzi o promisiune înaintea lui Dumnezeu, că în fiecare zi vei asculta cu luarea minte și vei împlini cu fapta cuvântul Său, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să te binecuvinteze. Amin.
Sinaxar. Astăzi, 9 noiembrie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfinților mucenici Onisifor și Porfirie. Acești sfinți, Onisifor și Porfirie, fiind prigoană asupra creștinilor, au fost părâți că sunt creștini și fiind aduși înaintea judecății, au stat tare și fără frică, mărturisind pe Hristos Dumnezeu adevărat, făcător al cerului și al pământului. Pentru această mărturisire au suferit multe răni și bătăi și arsuri peste tot trupul. De aceea i-au pus pe un grătar de fier ars și, întru toate chinurile acestea, privind la câștigarea binelui celui veșnic, măcar că pătimeau din partea celor fără de Dumnezeu, dar erau ușurați de către Dumnezeu. Iar păgânii aceia și nemilostivii, văzând că nu pot pricinui sfinților nicio vătămare, spre mai multă tulburare s-au ațățat și, legându-le cinstitele picioare de cai sălbatici, i-au gonit slujitorii, tărându-i multe ceasuri peste spini și ciulini și peste locuri colțuroase de le rupeau carnea. Și așa și-au dat sufletele lui Dumnezeu. Atunci niște creștini, luând pe ascuns sfintele lor moaște, le-au așezat în satul pangheanilor, slăvind și binecuvântând pe Dumnezeu. Tot în această zi, pomenirea preacuvioasei Maicii noastre Matroana. Aceasta a fost în zilele împăratului Leon cel Mare din Perga Pamfiliei și, măritându-se, a dobândit o fiică și s-a dus la Constantinopol cu bărbatul ei, fiind de 15 ani și cunoscând pe o fecioară cu numele Evgenia și râvnind nevoința ei, nu lipsea de la biserici și petrecea toată noaptea îndeletnicindu-se cu postiri și privegheri. Aprinzându-și mai cu căldură dragostea credinței spre Dumnezeu, a lăsat pe fiica sa pe seama unei femei cu numele Suzana și ea, îmbrăcându-se în port bărbătesc, s-a dus la mănăstirea Sfântului Vasian și, prefăcându-se că este eunuc, a fost primită de monahi. După aceea, aflând preacuviosul Vasian de cele pentru ea, din dumnezeiască arătare, a trimis-o la cetatea ce se cheamă Emesa, la o mănăstire de femei. Și de acolo a trecut la Ierusalim, după aceea la muntele Sinai și apoi la Berit, unde prin rugăciune a scos izvor de apă într-un loc sec și uscat. După ce a răbdat multe ispite de la demoni, în urma unei arătări și vedenii s-a dus iarăși la Constantinopol și, văzând-o Sfântul Vasian, a rânduit-o să șadă la mănăstirea ce s-a numit, de la dânsa până astăzi, mănăstirea Matroanei, și trăind până la 100 de ani, cu pace către Domnul a răposat. Tot într-o această zi, pomenirea cuvioasei Teoctista Lesvianca. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Simeon Metafrastul, care cu pace s-a săvârșit, pomenirea sfintelor femei Eustolia și Sopatra. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului mucenic Antonie. Acesta era din satul Siron, cu meșteșugul tăietor de pietre, deci văzând pe elin că mergeau la capiștea idolilor și jertfeau, i-a sfătuit pe ei să se depărteze de aceea și, nefiind ascultat, mâhnindu-se, s-a dus în pustietate și acolo a aflat pe un rob al lui Dumnezeu, care iarăși fugise din lume, Timotei cu numele, și împreună cu el, petrecând 3 ani și luând de la el bunele cuvântări, s-a pogorât iarăși către poporul rătăcit din satul său. Și aflându-i pe ei că săvârșeau serbare demonilor, intrând în capiștea lor, a zdrobit toți idolii, deci fiind prins de ei a fost bătut cumplit. După aceasta s-a dus la Apamia Siriei și, rugându-se cu viosului episcop ca să-i dea voie să zidească o biserică în cinsta Sfintei Treimi, a început a o zidi. Aflând de aceasta, cei din satul lui au năvălit noaptea cu săbii și cu ciomage și fără de milă l-au omorât pe el și așa și-a dat Duhul Său lui Dumnezeu. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților Cristofor și Mavra, care de sabie s-au săvârșit, pomenirea preacuviosului Ioan Colovul, care cu pace s-a săvârșit,
pomenirea cuviosului Eladie, care cu pace s-a săvârșit, tot într-o această zi, pomenirea sfinților mucenici Narsi și Artemon și pomenirea cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorii părinților noștri Eftimie și Neofit, ctitorii mănăstirii Dohiarului, care cu pace s-au săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Pentru ce te zbați ne patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină. Să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și El te caută prin lume suspină. De ce fugi de jertfa crucii tot mereu? Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea groapa rece pe vecii, iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea groapa-i rece pe vecii, iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a și
Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să ascult slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vini de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vini de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzut de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine cum le-a spus, cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, se împărătășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă-l va păzi cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri de satana cel smintit, ce pe creștini i-a amăgit ca un hoț, și îi trage în rătăcile mai pe toți. De satana cel smintit, ce pe creștini i-a amăgit ca un ei trage în rătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și satana multe sate a dobândit, formând secte amăgitoare de suflete pierzătoare pe pământ, culind preoția și lucrul cel sfânt, formând sectia măgitoare de suflete pierzătoare pe pământ, culind preoția și lucrul cel sfânt. Să nu te lași amăgite, iubitul meu, de satana cel smintit,
plătit dușmanul tău. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n biserica sfântă, cu icoane-n podobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de la Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător, azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobne de. Mâini o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobne de. Mâini o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost, se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu, fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Cele 10 porunci, Decalogul. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.